Am început. Bună ziua, dragi copii, bine ați venit la atelierul de creație de la Andreea Bercaut Academy. Astăzi vom lucra împreună cu mini-fermă de animale. Ce ziceți? Vi se pare interesant? Da! Sunteți curioși să vedem cum realizăm mini-ferma aceasta? Da! Ia uitați, eu am făcut așa într-o tăviță, mini-ferma mea, m-am jucat acum 2 zile. Se vede? Da. Se vede? Da. Și vom încerca, e Franci, tu vezi ce am făcut eu aici? Da. Și astăzi, fiecare dintre voi va realiza propria lui fermă. Și o să facem împreună, să vedem cum ne organizăm noi cu materialele pe care voi vi le-ați ales, da? Pentru aceasta avem nevoie de o tăviță. Aveți toți? Da. Ia să vedem ce tăviță aveți. Super! Uite, unii copii au și rotunde și foarte bun. Foarte bine. O tăviță, am zis eu, animăluțe domestice, ca să facem o fermă cu animale domestice. Ia uitați ce animăluțe mi-am ales eu. Porcușor, un cal, o oaie. Voi ce aveți? Ia uite ce, câte animale are Franci. Ce animale ai, Franci, tu? Am o oaie, o vacă, un purcel și un țap. Super! Ia să mai întrebăm un copil să vedem ce... Antonia, tu ce animale ai? Ce animale ai? Ai și un cal acolo, da? Ce mai ai? Ai și o găină? Da. Așa, super. Așa, deci fiecare v-ați adus animalele care le-ați avut voi. Mai avem nevoie de nisip. Aveți nisip? Da. De pietricele. Și eu am niște pietricele albe. Eu nu am nisip. Tu n-ai nisip? O să-ți dăm noi nisip. Nici. Da? Pietre, niște pietre mai mărișoare, așa, aveți și voi, Franci, te-ai luat? Super! Da. Așa, pietre. Am zis și niște frunze, să decorăm așa și cu frunze. Niște ramuri, bețe ceva așa, ramuri, ca să putem să facem o colibă mică, da? Și bețe așa, să rupi frunzulițele de pe ramuri și să... Îți construiești o colibă, Franci, da? O să construim împreună, da? Da. Așa. Și am zis eu și o spumă ca să putem să facem ceva așa mai deosebit, care să rămână, să putem să înfrigem animăluțele în el, să nu ne cadă așa în timp ce... Nu-i nimic, cine nu are o să vă dăm noi, da? Așa, ne apucăm de treabă, ce ziceți? Da. Te pregătiți cu toții, da? Da. Deci, pentru început, deci nisipul care avem nisip, îl punem în tavă. Deci toți odată, uitați așa. Deci punem nisipul în tavă. La nisip, și pe nisip. În pungă. Veniți aveți și lui nisip. Deci împrăștiem tot nisipul. Îți dăm și ție nisip imediat, îți dă și ție nisip. Iar cu... Așa, bravo, Maria, așa. Deci nu ia lingurița ta, să nu dai cu mânuța. De-aia v-am zis și lingurița. Îl împrăștiți și uite, îl așezi așa, da? Hai, imediat. Uite, ai și cu nisip, adu-i și lui Raul nisip. Păstrandă și cu lingurița din vârstă, da? Ia. Așa, ne descurcăm, da? Așa, peste tot, nu contează. Păstrandă, pe urmă, uite așa, lingurița. Așa. Așa. Hai, Maria, păstrandă pe tot. Așa, și rașezăm. În toată tava. Așa.
Așa. Foarte bine, Andrei. Așa, până pe tot, Maria, așa. Gata, am pus toți copii? Da, da, da. Foarte bine, Maria. Foarte bine. Și noi? Ia să vedem. Antonia, ai pus și tu? Da. Și tu? Așa tot l-am pus, da? Deci am aranjat nisip un tavă. Deci toți la fel așa, da? Mai departe. Acum să ne sortăm așa animăluțele și să încercăm să fiecare așa, să le punem în așa fel încât să nu se certe între ele și să decorăm și noi mini ferma noastră așa ca un organizator, da? Deci, într-o parte o să punem porcul și mai avem și un purceluș mai mic aici pe care o să, deci într-un colț o să-i facem căsuța la porc, da? Și o să punem, ia să vedem noi cum o să limităm unde stă porcul, ca să nu meargă peste tot prin... Și o să facem așa, cu un bețișor, delimităm așa și facem... Ia uite, așa. Vezi, Maria? Uite. Deci, un băț mai mare și un mai micuț, îngrădim unde să stea porcul. Așa, da, asta e suficient, da? Ia uite. Deci, uite așa, într-un colț, da? Ia să facem noi unde stă porcul, pentru că ei, dacă ies peste tot, fac și mizerie și... Ia uitați cum l-am pus eu așa, vedeți? Ia uitați. Da? Uite. Nu, decât îl pui așa, de formă, Alex. Uite așa, uite, aici și unul așa. Așa, da? Deci acolo știi că i-am construit gărbuțul lui Purcel. Așa, dar nu mai e și unul mai mic? Da. Așa. Nu ai purcușul mai mic? Așa, foarte bine. Eu n-am purcușul mic. Nu-i nimic, dacă n-aveți, lăsați-i doar cu ăsta mare. Așa. L-am dat cu ăsta. Foarte bine. Foarte bine. Tu mai decât unul mic, nu-i nimic. Așa, mai departe. Acum să facem coliba, da? Să facem o colibă, un adăpost cu materialele astea care le avem noi. Și am zis eu niște bețe, deci punem 4 bețe sau 3 bețe. Le legăm, eu le-am legat aici cu un elastic și facem așa, o colibă. Ia uitați. Și le punem un colț aici, coliba, da? Aveți și voi așa? Ia uite. Și Deni și-a făcut colibă. Și Maria, Maria e și mai frumoasă, că sunt mai multe bețe, da? Deci o colibă. Ca să avem și noi un adăpost aici la mini ferma noastră, da? Ia uite ce frumos și-a făcut, ce-a pus o Denis. Coliba. Așa. Deci mai departe, pe lângă colibă, mai punem noi niște verdeață. Deci ați adus voi niște frunzulițe, niște... Și punem pe lângă colibă. Pe aici decorăm și noi să marcăm... Sunt aici, aici la colibă, da? Tu mai ai frunzulită? Ia să dăm și tu frunzulită, da? Ba da, că tu ai nuvei. Ia să vedem. Ia. Așa. Îi punem pe aici așa la colibă, să fie multă verdeață, da? Așa mai mult. Foarte bine. Da. Mai departe. Deci o să facem cu pietricele care aveți voi, pietricelele mai mici,
Facem... Eram pietricele. Cu tei pietricele. Ai tei pietricele. Deci cu pietricelele mai mici facem o lucrare, aleie, cum vreți voi să o numiți, o potecuță, ca să delimităm așa între... Deci pe mijlocul tării facem o alee, da? Ia uitați, așa cu pietricelele. Ce pietricele aveți voi mai micuțe? Așa, deci facem o alee. Ia, așa, uite, Maria, poți să ieși de aici, da? Uite aici. Așa. Așa? Așa, foarte bine. Ați făcut? Ia să vedem noi. Mai departe. Deci acum trebuie să ne facem într-un colț, un loc în care să avem apă, nu? Și m-am gândit eu la pietrele acestea mai mari. Deci facem așa un rotund cu pietrele dintre astea mari în care lăsăm bol în mijloc. Să putem să facem cu spumă și pisic apa. Facem, uitați așa. Deci un rotund, ia uitați. Deci un rotund cu pietre, da? Maria. Așa. Dă mai aproape. Mai pietricele? Uite de aici, de la deget. Hai să-l ajutăm și pe Raul. Cine nu mai are? Așa, deci facem un rotund cu pietre de aici, da? Da? Uite așa, Maria, facem un rotund de aici, da? Aici, ca să marcăm unde o să fie apă. De animăluțele să le aducem să bea apă, da? Ați delimitat? Ia uitați așa, rotund. Da? Imediat. Trebuie să fie mai mare de aici. Ia să mai luăm câteva pietre de aici la Maria. Foarte bine, Alex. Așa, și aici punem apă, da? Așa, acum. În castronelul care v-am zis, e un castronel gol, deci agităm puțin la cei mici de aici de lângă mine, vă pun numai, Alex nu mai desface, da? Deci agităm puțin spuma și punem în castronel, da? Stai, nu mai pune, lasă că pune dama, da? Așa, vă pun eu la tot, da? Așa, pe deci suntem mai mici și să-mi spumă, să-mi întâmplat, da. Și erau. În spuma asta mai punem puțin nisip. Ia Maria și tu. Da, pune. Imediat vine și vă pun. Foarte bine, da. Ia Maria, nu mai spate. Dă-mi și castronul tău, Alex, să punem și la tine. Da. Și acum amestecăm cu nisip. Mai punem nisip. N-ai spumă? Imediat îți spun puțin. Imediat, vă mai dăm un fir, da? Și punem puțin fir. Și câteva pietricele punem aici în castronel cu spumă. Denisa, ne mai dai și nouă puțin nisip, te rugăm. Mi-am mai dăm un pietricele. Așa, nisip. Uite aici și pietricele. Imediat o așezăm și la tine, da?
Doamna, vreau și eu pietricele. Imediat. Unde e aia? Și la tine la pietricele. Bine, acum așa duc, da? Eu ce-am pietricele. Deci mai pune nisip în fiecare castronel unde am pus spumă, da? Să facem așa o pastă. Asta un vremurile am făcut, am limitat pentru ca să punem apă, da? La mânuță, da? Nu pune și mânuța, amestecat cu lingura, da? La lingură. Așa, ia Maria să punem și la tine, da? Eu mai vreau puțin. Puțin nisip? Da. Ok. Pune și tu. Așa, mai departe. Acum, cei care au albastru, să punem puțin albastru, ca să dăm, da, zici că e fiș, care are dreptate de inimă. O să punem puțin albastru la fiecare, ca să-i dăm și nuanța de apă, da? Așa, peste, da? Ia, și la tine puțin albastru, dă ca să-l vezi. Ia, acum o să se albăstrească, da? Am albastru. Imediat îl uiți la tine puțin albastru. Mestecă, da? Așa. Îmi dă și albastru. Mestecă, da? Ia un pic de frumos, am făcut pepitele acolo ce albastru. Voi aveți, ați avut o spumă mai bună, băieți, ia uite, la voi nu e așa. A făcut valuri la voi. Ia să mai luăm de la băieți să fie spumă, că la ei dă pe din afară. Să mai de spumă la băieți. Iată, vă mai puțin două, dar amestecăm tot, da? Am trebuit și mie un pic de albastru. Ia. Ia să vedem ce facem noi. Da, deci nu mai e amestecat. E suficient. Ia, Maria, și tu puțină spune. Așa, ia un pic de spune, am avut de Alex, eu nu știu acum. Gata, l-am salvat pe Ștefan. Da? Acum, spuma pe care noi am făcut-o aici, în castronel, o punem aici, unde am îngrădit cu pietrele acelea mai mari, da? Da. Deci luăm cu lingurița și o punem aici în mijloc. Așa, Maria, bravo, țineți castronelul în mână și o punem aici în mijloc. Pune linguriță? Imediat, o dăm și cu linguriță. Ia. Uite așa, deci punem aici unde am făcut, am îngrădit cu pietrele acelea mai mari, să facem un loc în care să fie apă pentru animale, da? Ce le trebuie la animale ca să supraviețuiască cel mai mult, nu? Apă. Apă și mâncare. Da, mâncare, da? Așa. Foarte bine. Ați reușit toți? Da. Așa, v-a ieșit acolo între pietricelele alea? Da. De animăluțele voastre care, pe care le putem pune lângă apă cel mai mult, ce le place lor să zbălăcească? Ce animăluțe? Ia uite, eu am o rață aici, ce ziceți? Eu o pun aici, o fig lângă apă. Animăluțele tale? Astea sunt. Așa. Deci aveți și șervețele umede. Asta? Nu, 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 foarte bine. Da?
Hai, un doli puțin? Eu să iau un Alex, ia să vă ce-i făcut? Foarte bine. Ai pus tu o rățișcă acolo sau un cei acolo? Da? Mai departe. Haide să facem într-o parte, aici unde n-a mai rămas liber, să punem și celelalte animale, da? Și le mai punem așa, niște pietricele pe aici. Să le facem, să le delimităm și pentru ele, nu? Unde să stea calul. Cocoșul punem pe lângă casă, da? Pe lângă culiba noastră care am făcut-o, da? Mai drăguț. Maria, mai ce frumos. Așa. Așa, uite mai ai aici animalețe. Așa. Cățelul unde-l punem? Unde punem cățelul? Andrei, unde punem cățelul? Eu n-am cățel. N-ai cățel? Da. Cine are cățel? Unde să punem cățelul? Cățel. Îl punem pe lângă colibă, da? Vrei cățel? Vrei cățel? Așa. Coliba? Unde ți-e coliba? Așa, să punem coliba lângă colibă, să pui cățelul. Așa, foarte bine, da? Așa, uite, lângă colibă pune cățelul. Cine are pisică să pune? Alexia, bagă pisica în colibă. Asta este un câine. Asta spune și pe ei, da? Ia să vedem ce mai avem. Veni, mi-ai curat din animăluțele mele? Nu, nu, nu. Ia uitați, am și o băcuță, o pun aici. N-ai cățel? N-ai cățel? E posibil să nu ai problemă. Dacă n-ai pisică, nu ai. Trebuie să fie. Așa, grădim aici și se bată, aia e cu oaie, da? Așa, unde e cu oaie? Nu pui acolo la pârtel. Așa, așa, acolo. Bravo, bravo, bravo. Așa. Ia să vedem care fermă este mai frumoasă. Mai pune și ceva pietricele așa pe unde stă capra, că ea mai... Mai trebuie pietricele mare. Pietre mai mare, așa, da? Așa, ce mai avem? Și un cal. Tu ai cal, Maria? Da. Așa. La cal îi mai punem și niște verdeață pe ei, nu? Iarbă. Ce mănâncă oaia, calul cel mai mult? Iarbă, da. Așa? Ia, foarte bine, da. Ia să punem și la tine iarbă pe aici, da? Denita, ce ai făcut? Ai băgat calul în colibă? Cățelul. Am cățelul, da, scuză-mă, nu-l vedeam, am crezut că e calul, ai băgat în colibă. Așa. Ia să mai delimităm aici, Denita, tu e cam amestecat. Franci, ai terminat? Da. Bravo, Maria, ce frumos de aia. Mai vreau animale. Mai vrei animale? Da. Ia, uite și o găină. Așa, și acum din frunzele care le avem, le punem, ia să decorăm și pe lângă pietrele acestea cu apă, să punem.
spunem așa, împingem niște plodulițe verdeață, că ați văzut lângă apă, mai crește și plante. Așa, așa, Maria, bravo. Care tale bea apă, da? Cine bea apă aici? Ia, i-a dus și oaia. Ia uite ce frumos, a pus găina și a pus bebeata aici, Denis. Foarte drăguț. Ia uite, și mini ferma ta. Ia spune, Maria, cum te-ai gândit tu aici? Cine se bălăcește în apă? Rața? Vai, ce frumos! Și colibă lui Maria, foarte frumos a făcut Maria. Ia uite. Nu prea se vede că să nu întoarce. Ia uite ce frumos a aranjat Maria. Foarte frumos, Maria. Ia să vedem, Alex. Câți cai ai tu? Câți ai tu cai tu acum? Foarte frumos. Felicitări, Alex. Ia să vedem. Care mai e așa frumos? Andrei, ce animale mare ai avut tu? Foarte frumos. Raul, tu? Vai, ce frumos! Da. Tu ai pus pietrele cu apa în mildă. Foarte frumos! Foarte frumos! Fetele, voi? Ia să văd. Ați reușit? Ați pus toate animalele în cerba voastră? Da? Da? Ia să vedem. Ia să vă mai aduc de ei de la noi câteva pietricele mai colorate, ca să, ia, să facem, să marcăm aici, da? Așa. Pietrice, să facem alta alei, da? Foarte sigur ai făcut? Uite aici, pune tu pe aici. Vei și lui Antonia. Foarte frumos. Felicitări, copii, ați făcut niște mini ferme atât de drăguțe. Nu știu care e mai frumoasă. Eu credeam că a mea o să fie cea mai frumoasă, dar cred că a mea e cea mai puțin frumoasă. Gata? Franci? Ai terminat? Ia să văd. I-am făcut stâlpul. Tu ai făcut stâlpul? Foarte bine. Deni a făcut și stâlp. Și ce reprezintă stâlpul ăsta? Ce faci? Are și curent electric? Ai pus la mini ferma ta și curent electric, da? Da. Foarte frumos. Bravo, copii, felicitări. Ați fost foarte creativ la acest atelier. Eu încă mai m-aș juca așa, deci e atât de vesel. Mini ferma mea e foarte drăguță. Ați terminat toți? Da. Pentru astăzi, eu cred că a fost ceva foarte drăguț. Altceva decât până acum, știți că eu tot timpul vă provoc la decorațiuni, la aranjamente cu flori, cu fructe. De data asta am zis altceva, să ne jucăm puțin și cred că a fost destul de distractiv. Voi ce ziceți? Da, 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 v-a plăcut. Ok. Atunci, pentru astăzi ne oprim aici și săptămâna viitoare vă aștept la un nou atelier în care mă mai gândesc la o surpriză tot așa care să vă uimesc, da? Da. Ok. La revedere. La revedere.